genul programului Pamflet. Bun găsit, domnilor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Cătălina Biholar, alături de mine, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Veste proastă pentru Termica Suceava. Sindicaliștii care au fost disponibilizați de acolo amenință că vor bloca intrarea în centrală începând de luni. Crezi că au putere să influențeze cu acest gest vreo decizie în favoarea lor? Dar eu nu știu dacă ei chiar merg acolo să blocheze intrarea, pentru că s-ar putea să aibă probleme cu jandarmii, cu poliția și pe urmă să-i amendeze. Nu cred că este o decizie bună. Referitor la mișcările de protest pe care le fac foștii salariați la Termica, noi am mai comentat aici pe larg, nu pe scurt, pe larg. Astăzi cineva la Porta Voce mulțumea presei, care zic că mulțumim presei că e alături de noi, să nu știu. Alt cetățean, tot mitingist de acolo, spunea că nu, că presa nu dă cum ar trebui. Că a luat interviul soției unuia dintre ei și nu, n-a dat-o la televizor. Da, sau soț, nu știu. Și că nu e bună, că presa nu e bună. Eu am impresia că oamenii aceștia... Au uitat pentru ce s-au adunat acolo, eu mă gândesc. Da, și asta, dar n-aș vrea să fiu în situația lor. Este o situație neplăcută, însă. Eu am impresia că ei nu știu care este treaba presiei și treaba presiei nu este să dea o oră meeting-ul lor sau două ore sau trei ore și să vorbească numai despre problemele lor. Pentru că atunci când la Termica se luau salarii bune, unii dintre ei luau salarii foarte bune, când luau prime de, nu zic acum, că au fost vremuri bune la Termica. Când luau prime și alea și când era veselie și paranghelie, n-a venit nimeni să spună la presă că o duc ei bine să dea un rachiu, ca să spun așa. Mult mai bine decât cei care lucrează în presă. Mult mai bine decât cei care lucrează în presă. Poate unii trăiesc cu senzația că aici, la noi, la țară, la Suceava, nu mai putem de bine și că învârtim banii cu lopata cum îi învârte aia la București, la care se uită ei. Adică doar salariul Andrei Esca n-a fost publicat niciodată. Dar nu spun de doamna Esca. Sunt și alții. Sunt câțiva care câștigă extraordinar de bine. La noi, la țară, la Suceava, se câștigă ca la țară, adică foarte prost. Oricum, salariile din presă, poate să știe și mitingiștii care așteaptă acum miliarde de lei să ridice, deci miliarde, să știe și mitingiștii că presa este săracă la Suceava și că nu presa este dușmanul lor, al mitingiștilor. Și presa întotdeauna a făcut ce a putut, cât o poate și ea. Că așa cum la Termica sunt și oameni deștepți, sunt și proști, nu? Sunt și oameni instruiți și oameni neinstruiți. Așa și în presă, nu putem fi toți deștepți, nu? Mai suntem și mai proști și mai neinstruiți. Apoi, mai puțin inspirați într-o zi. Mai puțin inspirați într-o zi, apoi presa se ține săraca din asta, ce mai este din economia asta, care mai vai de mama ei. Adică să înțeleagă telespectatorii, în afară de postul public de televiziune, da, nu primește care, nimic, nimeni. E recompensat financiar și din abonamentele pe care le plătim cu toții, toate celelalte posturi de televiziune se susțin din reclamă, da, și publicitate. Din, da, telefon. Și atunci când la Termica se angajau cu mătri între ei, da, neveste, soți, copii, verișori, bunici, strănepoți. Ce mai au ei cu mătri? Că e așa? Mă, la presă nu venea nimeni să spună, uite, bă, ne-am mai aranjat câțiva cu mătri, am adus și pe ei la oraș să facem noi bani aici la Suceava de la voi. Nimeni n-a spus. Și acum adversarul lor este presa, da? Pentru unii partener, pentru alții dușman. Însă eu cred că unii dintre ei se uită acolo unde e mai multă muzică populară, în afară de Taraf TV, Etno și așa, ei se mai uită, mai sunt două posturi de televiziune în Suceava care dau foarte multă muzică populară și probabil că ei învățați cu muzica populară se uită la alea și acolo nu dă cu Termica, pentru că odată e muzică populară și a doua oară unul e postul PNL-ului și celălalt e postul de televiziune al PSD-ului, fost PDL, atenție. Deci în Suceava sunt trei posturi de televiziune și în afară de ăsta, deci mai sunt două, nu? Asta vorbesc pentru cei care n-au luat bacalaureatul. Deci dacă sunt trei posturi de televiziune, fără asta mai sunt două. Unul este al Partidului Național Liberal, controlat de Partidul Național Liberal,
și celălalt este controlat de Partidul Social Democrat, după ce 4 ani de zile respectivul post de televiziune a fost sluga Partidului Democrat Liberal. Da? Astea nu sunt date din acte, sunt niște informații așa, nu, se aude prin oraș, nu? Nu se aude. Deci sunt posturi controlate de PNL și PSD. Și probabil că ei se uită acolo, iubitori de muzică populară, fiind se uită la ei. Și la ei nu o să vadă niciodată din astea. Înțelegi? Dar decât să se supere pentru pe că împreună presă, fac un guvern USL care ar trebui să le dea salariaților ceea ce își doresc. Așa, nu? Și lapte, brânză, carne și ouă. Deci presa nu este dușmanul lor, dar în loc să se ia de presă, spune, să strâmbe din nas și să se moftoricească pe acolo, ar trebui să-și găsească niște oameni, adică ei între ei să se găsească care sunt mai fâșneți de felul lor, mai umblați. Și când spun umblați, nu mă refer la drumul de la Siminicea până la Termica. Aia nu e umblătură, aia e navetă la serviciu. Deci niște oameni mai umblați așa, care au mai văzut lumea asta, care au mai vorbit cu unul, cu altul, care au citit mai multe cărți. Și să-și facă un program coerent de acțiune, da? Un program coerent. Deci te duci la primărie și vezi că primarul Lungu e plecat în Bahamas. Viceprimarul Doroftei stă sub birou ca șoricelul. Gabriel Vârvara nu există celălalt viceprimar. Pe el, chiar dacă întreb ceva, el nu știe, el e în plus oricum, degeaba vorbești cu el. La prefectură, prefectul Florin Sinescu e plecat după mure la pădure. Președintele Consiliului Județean este plecat să culeagă afine. Știi? Bă, și vezi că nimeni nu te bagă în seamă, bă, și atunci se așează ăștia la masă. Bă, dar noi ce facem, mă? Păi hai să mergem la sediile PSD și PNL să facem proteste acolo, că până la urmă o să iasă un parlamentar, pentru că acum ei au ajuns într-o fază, deci supărăcioși și supărații ăștia... Deci ar fi să picheteze sediile televiziunilor. Da, păi așa ar trebui. Deci supărații de astăzi, ei acum s-au trezit. Păi dar ei trebuia să trezească mai devreme. Noi avem o parcare aici mare, frumoasă, da, și să facă în cap câțiva sindicale și filmăm de sus, de la etajul 8. Și să pare și mai mulți, îi strângi cadrul. Deci ei oricum s-au trezit târziu. Trebuiau să trezească mai repede mofturoșii, că nu le convine acum. Și ce putem face la momentul ăsta? Păi e o chestiune politică, ea trebuie să se rezolve politic. Și unde să mergem? Cine la conducerea țării? Păi USL-ul. Din ce e format USL-ul? Din PSD-ul și PNL-ul. Unde sunt sediile partidelor? Păi să mergem acolo, să facem meeting. Să pe mai 6 noiembrie și meseriașilor. Pe meseriașilor și pe 6 noiembrie, da? Și după aia, ăștia care strigă acolo și spun că presa nu face nu știu ce, dar ce vrea ca presa să le angajeze avocat? Și au luat cumva avocat? S-a adus cineva să angajeze un avocat nu, să le apere șef, drepturile? Au lider de sindicat, nu? Păi, ei apără drepturile sindicaliștilor. Au, știi, s-au supărat pe presă ca văcarii pe sat, în loc să supere pe liderii de sindicat înțepați, care au fost înțepați întotdeauna de conducerea întreprindere. Ăsta este tupeu de acum. Păi du-te la liderul de sindicat care te-a trădat ani de zile. Lider de sindicat care și-a făcut averi și n-a făcut serviciu, că era scos din producție. Du-te la el și spune, nu spune mie sau lui ăla care vine să te filmeze acolo, unul care ia 6 milioane pe lună. Da? Și dacă au un pic de minte în cap, să-și avocat dacă n-au cu liderul de sindicat nicio ce treabă și ala îi păcălește. Ce luni dimineața? Păi ce, să vină să-i amendeze, că nu poți să mergi tu să oprești Termica. O să vină la jandarmi și atunci o să spun, asta este. Presa o să dea aia PNL-ului și a PSD-ului. Aia o să dea atunci. În sfârșit o să-i bage cineva în seamă. O să dea și acea parte a presei, pentru că bineînțeles, subiectul acum nu poate fi ocolit. O să întrerupă programele de muzică populară la care se uită miseriași ăștia și o să dea și în asta, că e amendat. E foarte în regulă. Și să angajeze avocat. Din miliardele alea pe care trebuie să le ia, sau din cotizațiile pe care le-au plătit la sindicat, că au plătit cotizații la sindicat, nu la televiziuni și la ziare. Sau cumpără vreodată vreun ziar, că presa se ține și din vânzare. Ei au pretenții, dar au luat vreodată, au dat un leu pe un ziar să contribuie și acum fac pretenții? Păi toate trei ziarele au scris, toate trei cotidiane au scris despre ea. A dat cineva câte un leu pe un ziar vreodată ca să aibă pretenția ca presa să stea la picioarele lor? Și nici măcar atunci. Și nici măcar atunci. Propria lor informare la mijloc. Și să-și avocați, să le spună avocatul, păi băi, plătiți-l pe avocat din banii de la sindicat, din ăștia, din plăți compensatorii, să vă ia avocatul, faceți plângeri penale la AGA, la Consiliul de Administrație, mergeți la Consiliul Local în timpul ședinței, nu vă luați mă de presă, mă. Ești foarte supărat pe ei, dar pentru că acum vreo două săptămâni le țineai partea și că oamenii au dreptul la salariile compensatorii. Da, asta una, e altă deci parte una, a COVID. Una e una, alta e alta. Punctul de vedere. Da, nu, deci una e una, alta e alta. Dar care e treaba? Deci ei și-au ales greșit dușmanul. Ținta. Ținta.
Și acum, dacă luni o să meargă să blocheze acolo, normal, poliția și cu jandarmeria a trebuit să-i salte de acolo, să-i amendeze și o să fiu printre cei care... Voi spune că foarte bine s-a întâmplat. Acum în subiect la nivel național, ministrul transporturilor, Relu Fenechiu, a primit o condamnare cu executare pentru dosarul transformatorul în care a fost anchetat mai mult timp. E vorba de o condamnare de 5 ani de închisoare, da, o condamnare, și mai există o cale de atac. O cale de atac tot la Înalta Curte de Casație și Justiție la completul de 5 judecători. Acum, dacă cineva care e în relație cu domnul Băișanu sună să vadă, o fi băut la ora asta sau mai... pe seară o să bea un șpriț, pentru că domnul Băișanu trebuie să se numere printre cei care se bucură de această decizie. În sensul că trebuie să dea o bere pentru ce s-a întâmplat. Trebuie să dea o bere la ai lui, acolo, la partid, pentru că domnul Băișanu, din câte știu eu, are o relație proastă cu Relu Fenechiu. Relu Fenechiu, un om influent în cadrul Partidului Național Liberal pe Moldova, el este baronul pe Moldova al Partidului Național Liberal. Domnul Fenechiu își dorește Suceava la picioarele domniei sale, la picioarele încălțate cu pantofi din aia cu șpițul ridicat. Că nu-ți închipui, că nu-i manelist. Și domnul Fenechiu, Alexandru Băișanu este un tip orgolios și nu se pune el în genunchi așa ușor și de aia au fost amânate alegerile. Domnul Băișanu vrea să le facă mai de la șefia organizației județene APN. Domnul Fenechiu a vrut să schimbe pe Alexandru Băișanu din funcție. Acum Alexandru Băișanu poate răsufla ușurat pentru că nu-l mai schimbă Relu Fenechiu, pentru că începând de astăzi, eu cred că și la recurs o să primească o pedeapsă tot cu executare, poate mai mică, dar tot cu executare, este nimeni. Deci Relu Fenechiu a dispărut și domnul Băișanu poate să stea liniștit până în septembrie. Liniștit până în septembrie, dar nu chiar așa liniștit, că nu doar domnul Fenechiu este pornit împotriva lui, el are și alți oameni porniți împotriva lui. Dar principalul lui adversar, Relu Fenechiu, a primit închisoare cu executare și domnul Băișanu... Ce înseamnă asta pentru guvernul USL? Păi înseamnă că s-au făcut... premieră mondială, universală. Nu, că s-au arestat mii și au făcut pușcării și în alte părți. Nu, dar s-a făcut... La nivelul țării noastre nu s-a mai întâmplat așa ceva. La nivelul sau ministru în funcție nu a fost. S-a făcut de râs și i-a dat apă la moare lui Traian Băsescu, pentru că președintele României a spus nu o singură dată și înainte de investitură și la investitură și după aia că nu are ce căuta Relu Fenechiu în guvern. Și din străinătățuri au venit, și din străinătățuri au venit semnale. Domnule, sunt niște semnale pe care trebuie să le iei în seamă și dacă domnul Fenechiu avea, nu era manelist și nu era atât de încrezut și nu se credea baron pe viață și acum voievod cu regionalizarea asta, nu s-ar fi băgat ministru și justiția fi convinsă că justiția, oamenii, că și aia sunt niște oameni care judecă acolo. Se uite și el la televizor, nu la astea două posturi de televiziune la Suceava, a PSD-ului și a PNL-ului, în alte părți. Citesc ziare, citesc bloguri, intră și ei, au niște conexiuni la nivel înalt, oameni din politică, din administrație, din justiție externă și așa mai departe. Și oamenii aia sunt influențați și noi și așa stăm prost la capitolul justiției. Și iar vine cu MCV-ul dacă ne dă Schengen sau nu. Și justiția este pe primul loc trecut acolo. Și au spus, mă, dar ăsta este ministru. Ia să băgăm noi un ministru la pușcărie. Și nu doar și un singur dosar are domnul Fenechiu, e anchetat în mult mai multe, dacă nu greșesc. Nu, eu știu de asta transformatorul. Asta e cel pentru care a fost condamnat. Per la coroane. Exact. Per la coroane. Și dacă nu era ministru, nu mai era așa. Poate erau mai indulgenți. Mă, că a fost prin 2000 și ceva, la la la. Dar acum, ia să băgăm noi un ministru la pușcărie. Și România cu pieptul în față. Vedeți că justiția este independentă? Păi nu ne mai judecați atât de aspru. Și domnul Băsescu, deci una v-am la mână. V-am spus eu, o să zic așa, domnul Băsescu. Și domnul Băsescu, bă, v-am spus eu, vedeți, și lumea o stea, bă, Băsescu ăsta, cum o fie el așa, bă, dar are dreptate. Păcat că nu mai candidează da, acum, nu? Nu, da, are dreptate, domnule, câteodată, așa, cu corupție ăștia. Nu o discutăm despre el, știi? Dar s-a făcut de râsul SL-ul. Și în condițiile în care un copil, dacă ar fi luat dosarul, dacă ar fi știut despre ce este vorba în dosarul lui Relu Fenechiu și ar fi dat seama că este o mare potlogărie. Păi ce a făcut? A luat niște second hand-uri transformatoare, le-a dat o vopsea și le-a vândut la suprapreț mai mult decât un transformator nou. Păi, dacă aia nu-i măgărie, potlogărie și depârnaie, atunci care mai ce este? Nu? Îți mulțumesc pentru prezența la Comentariul Zilei. Încheiem aici, doamnelor și domnilor. Sunt Cătălina Bihular. Toate cele bune!